După 4 volume lansate într-o singură seară, un eveniment deosebit pentru viața literară câmpineană, cunoscutul autor de romane polițiste și romane istorice, Ion Ochinciuc, a lansat la Casa de Cultură din Câmpina volumul Secrete în alb și negru. Este formidabil un roman care nu are chestiile astea de tip horror, de tip sânge, de tip care să stârnească pulsiunile joase ale omului, ci din potrivă încearcă să aducă un discret, din punct de vedere estetic, elogiu binelui. Fiind observator al mentalităților și concepțiilor românești, distinsul invitat de astăzi zugrăvește cu foarte multă elocvență, cu foarte mult dinamism, personajele pe care le prezintă cu lux de amănunte, pe multe le prezintă în antiteză, de unde și frumusețea și suplețea romanului. Romanul lui Ion Ochinciuc a fost bine primit la Câmpina pentru că scrierile sale sunt mereu cu esență plăcută, interesantă. Există întotdeauna o structură proprie cu acțiune dinamică din perioada pre- și post-decembristă. Nu știu dacă merită chiar toate laudele pe care mi-au adus maestrii de la această masă, însă sunt convinere că au spus ce au simțit. Am confirmat la lor, au confirmat și la lor ceea ce am întâlnit la un autor de peste ocean, care spunea așa: fii tu însuți și spune ce simți, pentru că cei care se supără nu contează, e cei care contează nu se supără. Câmpina, poate mai mult decât alte orașe din județ, are o mare deschidere spre literatură. Are oameni cu dragoste de cultură, dragoste de proză și poezie.